Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi avem calendarul lunii mai și vom vorbi despre lucrările principale din această perioadă. Vom vorbi despre acele culturi pe care le putem planta sau semăna în această perioadă și despre alte activități specifice acestei perioade. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem cu răsadurile noastre. Ce facem cu răsadurile în această perioadă? Sigur că mulți grădinari deja spun, noi deja le-am plantat în grădină. Ce să mai facem? Acum așteptăm ca ele să crească. Însă, eu spun să nu ne grăbim, pentru că am avut un exemplu în luna aprilie, când la începutul lunii aprilie am avut temperaturi extrem de ridicate, am avut până la plus 35 de grade, iar la sfârșitul lunii aprilie am avut chiar și minus 3 grade. Ce înseamnă acest lucru? Că vremea se poate schimba. De aceea în primul rând, trebuie să consultăm prognoza meteo, cel puțin pentru următoarele 2-3 săptămâni, dacă este posibil, pentru că, sigur, dacă vom avea temperaturi foarte joase în luna iunie, acest lucru nu putem să îl știm de pe acum, dar cel puțin în luna mai trebuie să ne asigurăm că răsadurile noastre se vor simți confortabil. În primul rând, ziua, temperatura trebuie să fie de la plus 20 de grade în sus, noapte, temperatura trebuie să fie de la plus 10-12 grade în sus. Atunci este bine și pentru răsadurile noastre. A doua condiție este ca temperatura solului să fie potrivită pentru răsadurile noastre. Pentru răsadurile noastre de ardei și vinete, temperatura solului trebuie să fie de la plus 16 grade în sus. Cel mai bine este de la plus 18 grade în sus, pentru că atât ardeii cât și vinetele sunt culturi iubitoare de căldură și suferă atunci când solul este rece. Dacă vorbim de răsaduri de roșii, atunci temperatura solului minimă trebuie să fie de la plus 12 grade în sus, temperatura optimă este de la plus 14 grade în sus, atunci și roșiile noastre se vor simți bine. Ce se întâmplă cu răsadurile noastre proaspăt transplantate dacă solul este rece? Am primit foarte multe fotografii în această perioadă de la acei grădinari care s-au grăbit cu transplantarea răsadurilor în luna aprilie. Dacă vorbim de răsaduri de roșii, de foarte multe ori se întâmplă ca dacă solul este rece sau dimineața este foarte rece și rădăcinile suferă din cauza stresului termic sau planta suferă în general din cauza stresului termic, atunci tulpina capătă o nuanță mov, frunzele de asemenea se colorează în mov și dacă acest stres persistă, acest stres termic persistă, atunci frunzele din mov apoi se colorează în galben și dacă persistă aceste temperaturi scăzute, frunzele încep să cadă și, per total, roșia suferă foarte, foarte mult. Ce se întâmplă cu răsadurile de ardei atunci când ardeii au acest stres termic? Frunzele încep să se îngălbenească. Haotic. Deci nu este o regulă că se îngălbenește prima dată frunzele de sus sau de jos, dar de obicei se îngălbenesc cam toate frunzele, da? Și apoi frunzele încep să cadă pur și simplu și rămâne doar vârful plantei. Și acest vârf, de asemenea, este galben. Acest lucru indică faptul că planta suferă din cauza frigului. Așa că mare, mare atenție la temperatura aerului, mai ales în timpul nopții, și la temperatura solului. Cum ne dăm seama ce temperatură este în solul nostru? Luăm un termometru, îl îngropăm la o adâncime de aproximativ 15 cm, măsurați, de exemplu, înălțimea paharului sau a ghiveciului în care se află răsadurile dumneavoastră și cam plus minus 5 cm în jos, da? Dacă e, faceți o groapă în pământ și lăsați acolo termometrul dumneavoastră timp de 5 minute și apoi îl dezgropați și vedeți ce temperatură indică termometrul dumneavoastră. Așa vă dați seama ce temperatură este în sol la acea adâncime la care urmează să vă plantați răsadurile. Așa că, dragi prieteni, așa stăm noi cu răsadurile. Eu mai stau cam o săptămână.
M-am uitat, prognoza noastră este bună, ziua vom avea peste 22 de grade, noaptea vom avea peste plus 10 grade. Acest lucru este foarte bun, în sfârșit se încălzește inclusiv pe timp de noapte. Am măsurat temperatura solului, deocamdată temperatura solului este plus 11 grade, ceea ce nu este bine deloc. Așa că eu mai stau o săptămână și peste o săptămână voi mai măsura odată temperatura solului ca să mă asigur că solul este pregătit pentru transplantarea răsadurilor. Ce mai putem planta sau semăna în grădină în luna mai? Dacă nu ați reușit să plantați ceapă, usturoi de primăvară, cartofi, căpșuni, puteți să plantați aceste culturi inclusiv la începutul lunii mai. Nu este târziu deloc, plantele se vor simți bine, se vor aclimatiza bine dacă vorbim de căpșuni, se vor înrădăcina repede. Dacă vorbim de ceapă, usturoi sau cartofi, aceste plante vor răsări mai repede din cauza temperaturilor mai ridicate și de asemenea din cauza faptului că și solul este mai cald. Ce putem semăna? Putem semăna în această perioadă, putem semăna fasole, fasole pitică sau cățărătoare. Putem semăna sveclă roșie, putem semăna mangold. Dacă nu ați reușit până acum să semănați pătrunjel, puteți să-l semănați acum. De asemenea, mai putem semăna morcovi, mărar, măcriș. Putem semăna, de exemplu, castraveți, dovlecei, dovleci, pepeni roșii sau pepeni galbeni direct în grădină, adică direct semănăm în sol fără să producem răsaduri. Dar și aici avem grijă ca solul să fie cald. Adică dacă pentru transplantarea răsadurilor, castraveților, dovleceilor, dovlecilor și pepenilor, solul trebuie să fie de la plus 16-18 grade în sus, da, temperatura solului, atunci această regulă se aplică și pentru însămânțare, pentru că și semințelor le trebuie un sol cald ca sămânța să germineze și să răsară plante sănătoase. M-a întrebat cineva cum este mai bine să plantăm răsaduri de castraveți, dovlecei și alte culturi care fac parte din familie cucurbitacee sau le semănăm direct în sol. Nu este nicio problemă dacă le semănați sau dacă le plantați prin răsad, dar dacă plantăm răsaduri, atunci recoltele vor fi puțin mai timpurii, cam cu 2 săptămâni. Așa că dacă doriți recolte mai timpurii, plantați răsaduri de castraveți și dovlecei. Dacă nu contează și puteți să mai așteptați vreo 2 săptămâni, adică 2 săptămâni mai mult, atunci puteți să semănați semințe direct în sol. Dar încă un plus la semănarea semințelor de castraveți și dovlecei este că dacă semănăm aceste culturi direct în sol, planta va fi mai puternică și mai viguroasă, pentru că ea nu va fi transplantată, ea se va căli direct acolo și sigur că va avea o imunitate mai puternică. Dar sigur că dumneavoastră procedați cum doriți. Puteți să încercați să plantați răsaduri și în aceeași perioadă să și semănați și atunci veți avea recoltă de castraveți sau de dovlecei până în toamnă târziu. În această perioadă sigur că putem planta flori, este deja destul de cald, putem scoate afară florile noastre, dacă avem, de exemplu, dacă avem petunii, dacă avem mușcate. De asemenea, putem planta deja răsaduri de crăițe și de alte flori sau putem semăna direct în sol crăițele, calendula, cosmos și alte flori care sunt și plante companion pentru culturile noastre principale. Despre aceste plante am mai vorbit în alte video, puteți să vă uitați mai târziu pentru ce trebuie să plantăm aceste diferite plante, diferite flori în grădinile noastre printre legume. Dacă nu ați reușit să produceți răsaduri de busuioc, puteți să semănați busuiocul dumneavoastră direct în sol. Pentru că în luna mai, afară este cald, solul deja s-a încălzit, busuiocul este o plantă iubitoare de căldură și semințele vor răsări destul de repede. Aveți grijă să nu le îngropați foarte adânc, pentru că semințele busuiocului sunt foarte mici și se seamănă la o adâncime de 1 centimetru. Și în cazul acesta, alegeți un rând, semănați-vă busuiocul pe acel rând și atunci când veți obține răsaduri cam de această dimensiune, puteți să le transplantați pur și simplu acolo unde doriți dumneavoastră. Nu este nevoie să avem parcele separate pentru plante aromatice. Putem să le plantăm peste tot, pe toată suprafața grădinii. Ele sunt plante companion foarte bune pentru culturile noastre principale.
ele atrag polenizatorii în grădinile noastre și, de asemenea, sunt pe post de repelent împotriva dăunătorilor care pot veni și se pot hrăni cu plantele, cu culturile noastre principale. De asemenea, puteți semăna și cimbru și alte culturi care vă plac, alte plante aromatice care vă plac. În această perioadă se poate semăna deja orice plantă iubitoare de căldură. Iată, cam aceste plante se pot planta sau semăna în grădină în luna mai. Sigur că sunt și alte plante. Dacă dumneavoastră mai plantați sau semănați altceva, sigur că vă aștept în comentarii să scrieți acolo să ne completăm și noi listuțele. Sau poate am omis eu ceva. Ce? Acum vom vorbi puțin și despre acele activități pe care le avem de asemenea în această perioadă. Aveți mare grijă, anul acesta sunt foarte multe afide. Afidele au apărut încă din luna martie, pentru că am avut o iarnă blândă, nu am avut ger și am observat încă din luna martie prezența afidelor. Am văzut prima dată undeva pe trandafiri, apoi afidele au venit și inclusiv la noi în zonă și s-au cazat pe plante, mai ales pe pomi și pe bob. Dacă și dumneavoastră cultivați bob, uitați-vă foarte bine, examinați-vă plantele, pentru că bobul este atacat de afide negre și acest lucru este vizibil doar dacă desfaceți puțin frunzulițele alea tinere, mai ales acele frunze care se află în vârful plantei, pentru că lor le place să stea acolo, frunzele sunt tinere și sunt foarte gustoase pentru acești dăunători. Așa că dacă observați prezența afidelor în grădinile dumneavoastră sau în livadă dumneavoastră, trebuie să luați măsuri cât mai urgent, pentru că afidele, prezența acestora nu este bună deloc. Afidele pot, dacă sunt prea multe afide, acest lucru poate duce de asemenea la pieirea plantei, așa că aveți mare grijă să le stropiți la timp. Despre afide am un video, puteți să vă uitați mai târziu să vedeți care sunt metode bio împotriva acestor dăunători. Eu deja am efectuat o stropire atât la bob cât și la pomi, pentru că și pomii au fost atacați și bobul a fost atacat și urmează să mai efectuez câteva stropiri, pentru că nu este de ajuns să stropim o singură dată, indiferent de acel preparat pe care îl folosim sau soluție pe care o preparăm noi acasă, trebuie să repetăm de cel puțin 3 ori tratamentele, pentru că afidele se emulțesc foarte repede și dacă astăzi am stropit plantele noastre împotriva afidelor, această soluție pe care am folosit-o va acționa împotriva adulților, dar să nu uităm că deja sunt și ouăle depuse pe plante. Ouăle nu se hrănesc și respectiv pe ele acele soluții pe care le folosim noi nu acționează împotriva lor, așa că peste câteva zile din acele ouă vor apărea dăunătorii, da? Și atunci și împotriva acestora de asemenea trebuie să acționăm. Așa că de regulă dacă observăm prezența afidelor, dacă observăm prezența tripșilor, de exemplu, sau acarienilor sau altor dăunători care se mulțesc repede, trebuie să efectuăm cel puțin 3 tratamente la o distanță de 3-4 zile. Și atunci, de asemenea, examinăm cu atenție frunzele ca să ne dăm seama dacă mai trebuie sau nu să repetăm aceste tratamente. În luna mai, de asemenea, începe mulcirea grădinii. Solul se încălzește, până acum trebuia deja să avem ceapa, usturoiul mulcit. Bobul, de asemenea, trebuia deja mulcit până acum, pentru că aceste culturi nu au nevoie de un sol cald, așa că nu este nicio problemă dacă mulcim aceste culturi mai devreme și apoi încet, încet începem să mulcim cartofii și alte culturi. De asemenea, după transplantarea roșiilor, ardeilor, vinetelor, castraveților, dovleceilor și altor plante, mulcim solul, acoperim. Ce înseamnă mulcire pentru acei grădinari care nu știu? Mulcirea este acoperirea solului. Pe noi ne interesează mulcirea organică și anume acoperirea solului cu materiale organice, adică cu fân, paie, iarbă cosită, frunze, rumeguș și altele. Orice material organic este bun. Important este ca stratul să fie de minim 10 cm, ca solul să fie acoperit bine, ca buruienile să nu aibă puterea să iasă și, de asemenea, menținerea umidității este foarte importantă și atunci când acele materiale organice se vor descompune treptat, ele se vor transforma în hrană pentru plantele noastre.
Dragi prieteni, acesta a fost calendarul lunii mai. Sigur că am omis ceva, știu că așa se întâmplă de obicei. Nu pot să le spun pe toate, pentru că poate acum nu mi-a venit ceva în cap. Tocmai de aceea mă bazez pe dumneavoastră să scrieți în comentarii ce mai faceți dumneavoastră în grădinile dumneavoastră în această perioadă. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei vă aștept în comentarii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!